aducem noi seama că a venit timpul să analizăm acea perioadă complexă și parte ambiguă a istoriei literaturii române, când unii păreau albi, alții păreau negri. Și nu erau negri, negri nu erau negri și albi nu erau albi. Timpurile acelea erau foarte mestecate. Ce-am fost să fiu din firea neființei, am și rămas o parte din întreg. Nu țin cum s-ar părea la ea cu dinții, căci sunt dispus în parte ca să o neg. Mă aflu, în schimb, mai amplu și integru, în disparate lucruri și culori, în cer, în albul jumătății negru, în cel frunziș de toamnă alteori. Și mă întâlnesc, deși mă miră foarte, în partea casei unde n-am călcat, în timpul care hojma mă împarte ca o pomană scoasă la mezat. Ci nu m-am fost datornic ai rămâne, l-am împărțit pe timp, l-am pus deoparte, în ochii fiecărui om, în azi și mâine, în polițe de viață și de moarte.